Bună ziua, ne bucurăm să vă salutăm într-o nouă zi la Telemagazin. Bine v-am regăsit, dragilor, și din nou vorbim despre tot ce s-a întâmplat prin țară, prin lume, tot felul de sfaturi utile și, important, vă prezentăm un produs nou și îl testăm ca să știți cum funcționează și ce utilitate are. Mm-hmm. Astăzi dormim bine în timp ce merge Telemagazin, dar mai multe detalii vedeți imediat. Astăzi la Telemagazin. Deșeurile lăsate la întâmplare au devenit subiect de film documentar. Doi moldoveni au realizat un film despre poluarea mediului din satul natal. Cine sunt actorii din Gunoi cu noi, dar și când vom putea vedea pelicula, ne spun chiar ei. Un joc al minții și inteligenței. Vă spunem care sunt secretele șahului, sportul care îi cucerește deopotrivă pe cei mari și cei mici. Noi vi arătăm pe viitorii campioni. La oferta zilei vă surprindem cu un preț excepțional la un set de perne și plapumă. Le testăm împreună ca să vă asigurați de achiziția superbă pe care o puteți face doar astăzi. Republica Moldova ar putea deveni și mai atractivă pentru turiști. Vestitul olar din satul Hoginești, Vasile Gonciar, și-a deschis o tavernă. Cum arată aceasta, aflați în continuare la Telemagazin. Cine a spus că ședințele foto pentru gravide sunt plictisitoare? O fotografă din Rio de Janeiro transformă femeile însărcinate în prințese Disney sau vedete celebre. Astfel că gravidele în fotografii sunt în rolul prințeselor clasice, precum Belle, cenușăreasa, Albă ca zăpada sau chiar Fiona din Shrek. La ședințele foto inedite le putem vedea pe gravide și în rol de Wonder Woman sau îmbrăcate la fel ca Sandra Bullock în Miss Congeniality, dar și personajele principale din celebrul serial Sex and the City. Rochiile sunt identice cu cele ale prințeselor și actrițelor, doar că de această dată vedeta este cu burtică. Dar ce frumos! Ia la ele, ce frumusețe! Foarte inedite sesiuni foto, pentru că astea tradiționale cu gravide deja au cam plictisit. Când... Și aici, hop, un cosplay, cum se zice acum în lumea modernă. Modernă, da, da, da. Bine, aveți de unde vă inspira. Apropo, poluarea mediului, Republica Moldova a devenit subiect de film documentar. Producția cinematografică a fost realizată de doi moldoveni, iar filmările propriu-zise au avut loc în satul Râșcova din raionul Criuleni. Fără actori plătiți și fără decor special, tinerii au redat cum luptă cu poluarea în sat cu resurse minime. În continuare vedeți în premieră fragmente din documentar și aflați detaliile din culise direct de la unul dintre realizatori. Дело в том, что 8 лет назад мы с семьей осознанно переехали жить из города в село Рыжково. Одна из первых проблем, с которой мы столкнулись, был мусор. Мало того, что в селе никогда не было мусорных контейнеров, так еще и люди привыкли выбрасывать отходы там, где им удобно. Filmul cu titlul sugestiv Gunoi cu noi a fost realizat timp de 2 ani de către Dmitri Michitenko și prietenul lui Alexandru Nikitin. Dmitri, fiind locuitorul satului Râșcova, mereu era preocupat de situația ecologică din zonă. Lipsa tomberoanelor l-a determinat să înceapă un proiect de salubrizare și amenajarea urnelor. Apoi s-a gândit că ar putea lesne face și un film la acest subiect. Я поставил себе цель, задачу полностью очистить все наше село от мусора. С точки зрения истории, то в нем рассказывается история, как два парня, я и мой сосед Денис Каменщик, попробовали сделать мусорки для села. У нас это получилось, мы их установили. Опять же, мусорки для раздельного сбора мусора. Если на фильм посмотреть чуть с другой точки зрения, то он, скорее всего, о разочаровании. То есть о том, что вот поставив мусорки, мы по большому счету ничего не решаем. Pentru a realiza documentarul nu a fost nevoie de investiții mari. În schimb, proiectul de amenajare a tomberoanelor pentru sortarea deșeurilor a costat circa 120.000 de lei. Banii au fost donați de localnici, iar o parte a fost alocată de către autoritățile locale. В селе Рыжково было установлено 30 мусорных комплектов. Каждый мусорный комплект состоит из трех бочек. Это бочки из-под масла, которые мы оформили в виде таких вот красивых мусорных баков. Первое желтое – это пластик,
вторая средняя – это не сортируем отходы, и в последнюю бочку мы кидаем стекло вместе с металлом. Фильмул despre ситуация экологика din Рышкова nu a avut un scenariu, iar actorii au fost oamenii din сад. Ты знал, что здесь так много мусора? Честно, нет. Ты знал, что здесь столько мусора? Нет, представляла, но не знала. După finalizarea proiectului, localnicii practic nu-și mai recunoșteau satul. Chiar e frumos. Deci nu i-am așteptat așa frumos să se simtă. Realizatorul este convins că aceasta nu este ultima lui producție video și cu siguranță nu ultimul proiect de salubrizare. Мы хотим очень сильно показать его поселам, мотивировать людей на какие-то действия. Одна организация общественная хоть пишет уже проект на том, чтобы мы создали передвижной кинотеатр и поехали по селам и показали его детям, взрослым. Lansarea oficială a documentarului a avut loc recent în capitală și a adunat în fața ecranului peste 100 de oameni. În scurt timp, filmul Made in Moldova va fi publicat și pe o platformă online. Noi am presupus, am tot presupus, dar iată că și s-a confirmat științific. Exact. Valoarea mașinii pe care o conduci, atenție, este invers proporțională cu bunul simț de care dai dovadă în trafic. Cercetătorii americani au stabilit că șoferii care conduc mașini scumpe cedează mai rar trecerea pietonilor. Și probabilitatea ca aceștia să încetinească în fața trecerii de pietoni scade cu câte 3% la fiecare 1000 de dolari în plus la valoarea autovehiculului. Proprietarii astfel de mașini ar avea un sentiment de superioritate față de ceilalți participanți la trafic. Totodată, studiul a verificat și discriminarea rasială și pe criteriu de sex al pietonilor. Astfel că s-a constatat că mașinile opresc cel mai des în cazul pietonilor de rasă albă, preponderent femei. Iar un cercetător din Helsinki a observat că adesea cei mai predispuși șoferi să treacă pe culoarea roșu a semaforului, să ignore pietonii și să conducă imprudent la modul general, sunt proprietarii de mașini germane rapide. Tot el a determinat tipul de personalitate predispusă să cumpere o mașină scumpă. Bărbații egocentrici, încăpățânați, dezagreabili și lipsiți de empatie. Da, ce mașină ai? Eu? Germană? Germană, dar ieftină. Dar nu-i scumpă. Și da? Nu e rapidă. Vii la salon și zici că eu vreau să minus 50% de simț al, nu știu, al responsabilității. Poftim, mașina de 25.000 de euro, așa, nu știu, Mercedes sau BMW sau ce acolo. Cam așa e. Așa bine, așa că s-au vehiculat cam 3 branduri de mașină, dar nu o să le dăm nume acum. Ne-am dat la jumătate deja. Bun, eu tind să cred că asta e de la caz la caz, totuși. Cât de demonstrat n-ar fi. Nu există pădure fără uscături, asta înseamnă că există șoferi responsabili și în cazul bolizilor foarte sofisticați, și există și șoferi irresponsabili în cazul mașinilor ieftine și deloc rapide. Rablelor. Exact. Iar acum, haideți să vorbim despre fenomenele naturale care afectează destul de frecvent Moldova, cum ar fi inundațiile, ploile torențiale, grindina, seceta, cutremurul, alunecări de teren, zăpadă excesivă, vânt și altele. Oare suntem noi protejați? Ne sunt protejate bunurile? Cum putem acționa în situații extreme? Și cel mai important, cui îi cerem noi socoteală? Cei mai mulți dintre șoferii de la noi aleg o asigurare obligatorie, care nu oferă despăgubiri pentru calamitățile naturale. Asigurarea RCA, obligatorie, de răspundere civilă, acoperă pagubile produse doar de către șofer, adică din culpa șoferului. Adică în cazul unui accident și atât. Dacă vreți o acoperire mai complexă, singura opțiune rămasă este casco. Diferența e că cea obligatorie costă în medie 500 de lei, în timp ce a doua începe de la 300 de euro în funcție de tipul mașinii. Asigurarea de casco facultativă, ea acoperă despăgubiri pentru pagubile aduse în mijlocul de transport care a fost asigurat. Riscurile acoperite sunt calamități naturale, în care fac parte grindina, ploi torențiale, alunecări de teren, rafalele de vânt, adică daune produse în urma obiectelor desprinse.
primii pași pe care trebuie să-i faceți dacă v-ați pomenit într-o astfel de situație este să sunați la serviciul 112, să așteptați concluzia și raportul poliției și apoi să mergeți la compania de asigurări pentru a primi despăgubirile în cel mult 24 de ore. Dacă dețineți o poliță obligatorie, nu lăsați mâinile în jos, mai aveți câteva opțiuni rămase. Dacă vorbim de copaci sau crengile copacilor, este, se atribuie la spații, adică spații verzi, care sunt în controlul autorităților publice locale. Respectiv, în acest caz, ei sunt cei care sunt obligați să restituie suma pagubelor către proprietarii mașinilor. Ei se pot adresa în instanța de judecată împotriva autorităților doar dacă acestea nu au întreprins toate măsurile necesare ca să asigure siguranța cetățenilor și a bunurilor lor. Ramura care a căzut peste mașină, vizual se vede, deci preliminar proprietarul vede în ce stare era ea, dacă era în stare de putrefacție, dacă avea careva semne de ciupercă, de descompunere și așa mai departe, atunci evident că această creangă, adică ea nu corespunde normelor, e ramuri integre și care nu prezintă pericol. Adică trebuia defrișată la timp ca să se evite așa situații. Un lucru important de reținut este că, indiferent dacă primiți despăgubiri de la autorități sau de la compania de asigurări, nu mergeți de sine stătător să faceți reparație, fiindcă, fără expertiza lor, chiar și în prezența bonului de plată de la serviciul auto, nu o să vă fie restituiți banii. Cel mai cunoscut joc al minții este șahul. Acesta i-a cucerit de-a lungul anilor atât pe cei mari, cât și pe cei mici. Principalul motiv pentru care copiii ar trebui să joace șah este că acesta ajută la creșterea coeficientului de inteligență și dezvoltă gândirea logică. Noi am fost la o școală de șah și am văzut unde se antrenează viitorii campioni. Șahul ajunge ușor la inimile copiilor și asta pentru că, datorită acestui joc, ei își imaginează fiecare mișcare pas cu pas. Fiecare mutare este o decizie care le reflectă personalitatea. Picii îl pot practica începând cu vârsta de 4 ani. Specificul de așa fel, că neapărat trebuie să spui întrebări și singur să răspunzi. Asta e foarte important. Șahiștii au longevitatea vieții destul de mare. Ajung la 90, la 95, chiar și mai mult. Ion Solonar are 85 de ani și spune că a ajuns la această vârstă onorabilă datorită șahului, care îl ajută să aibă o memorie de invidiat. Vlad Albu practică acest sport de 4 ani. Băiatul nu stă mult pe gânduri când este întrebat ce ar alege, un joc virtual sau unul al minții. Șahul îmi dă foarte mult. În primul rând, șahul îmi dezvoltă creierul la matematică, sunt la engleză mai bun, la franceză și la pian, șah tot ajută pentru pian. La început, copilul nu va reuși să facă cea mai bună mutare, însă după puțin antrenament, rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Un exemplu este Radu și Kira, care au o logică de invidiat pentru vârsta lor. Și asta, pabrișa ucitele, mi-a plăsă. Eu să vedeți ușem dete, mi gat șahmăte, a ni telefon, e-tă plăh. Мне 5,5, я хожу в садик, но очень хорошо справляюсь с шахмат. După finalizarea partidei, elevii își dau singuri seama de greșelile pe care le-au făcut în timpul jocului și la ce mai au de învățat. Astfel, un copil care practică șahul învață în 10 minute ceea ce alții nu reușesc într-o săptămână sau chiar într-o viață întreagă. Viitorii Kasparov și Kramarov i-am văzut acum. Da, dar bine, că e, chiar e o activitate foarte bună pentru copii și pentru adulți, apropo, ca să-și mențină sănătatea mentală cât mai mult timp și activitatea creierului să fie tot timpul în tonus. Tu știi să joci șah? Nu, din păcate nu știu. Dame, știu dame să joc. Apropo, e un efort fizic și acolo, pentru că am înțeles că dintr-un joc de șah, sportivii profesioniști, în timpul jocului, pierd cam vreo 2-3 kg.
Îți dai seama atâta cât activitate cât stres și se răsfrânge asupra corpului întreg. Da, până la urmă trebuie să știți că nu doar efortul fizic, în sens că sportul în sala de sport arde calorii. Să știți că efortul intelectual, de fapt, arde mult mai multe calorii și atunci slăbiți mult mai repede dacă faceți efort așa cu mintea, încordați mintea. Așa că jucați șah și dame. Da. Da. Și ați știut că anual în lume sunt aruncate peste 3 miliarde, nu milioane, de pahare de unică folosință. Și mai grav este că fiecare dintre acestea se descompune în natură timp de mai bine de 50 de ani. Iată că un tânăr din capitală însă a identificat o alternativă eco pentru acestea. Este vorba despre paharele comestibile din biscuit. Acestea îți potolesc nu doar setea, dar și foamea. Aflați în reportajul care urmează cui aparține această invenție și ce gust au paharele eco-made din Moldova. Maxim Zagorneanu consideră că orice schimbare începe de la noi înșine. De aceea, tânărul a decis să înceapă independent lupta împotriva poluării mediului. Și pentru că o bună parte din deșeurile care ne contaminează natura sunt anume paharele de unică folosință, Maxim a decis să producă pahare ecologice, care nu trebuie aruncate, dar pot fi mâncate. La bază stă un biscuit, mai bine spus, după o rețetă de casă. Dacă îl mirosiți, îl gustați, o să vă reamintească o parte a copilăriei. Asta a fost un criteriu de bază. După care noi l-am testat permanent sub apa fiartă 100 de grade. Ne-am asigurat că e destul de bine, rezistă, chiar și temperatura o păstrează destul de bine. Rețeta paharului din biscuite a fost elaborată mai multe luni la rând și acum este ținută în mare secret. Ingredientele de bază sunt făina de grâu, laptele praf și ouăle. Paharele nu sunt doar ecologice, dar și sănătoase, întrucât nu conțin ulei de palmier sau margarină. Noi avem trei tipuri. Ideea s-a pornit doar de la un tip, biscuit simplu, clasic, dar deja începând lucrul am văzut că foarte mulți încă totuși au o barieră, da, de stop. Și am încercat să atragem prin ceea ce om are slăbiciune. Și am încercat să le glazurăm ca testare. Și cerința a crescut destul de bine. Cele făcute din biscuite clasic costă 5 lei, iar cele glazurate cu ciocolată belgeană neagră ori albă 10 lei. Zilnic la fabrică se produc peste 5.000 de astfel de pahare, din care puteți savura băutura voastră preferată fără a polua mediul. Invenția este pe plac și străinilor, așa că recent au fost exportate primele 6.000 de pahare eco în România. Am făcut primul pas către export, am spart gheața. Ca probă a fost, dar încercăm. De fapt, am trimis ca probă, acum a fost deja partea oficială. Tânărul spune că nu se va opri aici și în curând va lansa pe piața moldovenească produse ecologice noi. O să mai lansăm câteva produse, nu de genul biscuit, alt tip, care o să, nișa noastră, de fapt, ca să înlocuim partea de o singură folosință care nu se reciclează, începând de plastic, carton, care totuși zilnic noi îl folosim, dar în cantități foarte mari. Paharele pot fi utilizate 3 ori, apoi pot fi consumate ca gustare împreună cu băutura. Ca și cele obișnuite, acestea nu permit băuturii să curgă. Ele se găsesc deja în peste 20 de localuri din țară. Acum îți dai seama ce șoc ar avea prietenii tăi, neștiind din ce pahar tu bei și tu bei cafeaua și după care începi să mănânci din pahar. Bine, eu am gustat aceste pahare. Chiar sunt foarte delicioase și e foarte bine că sunt într-adevăr rezistente la temperatură și atunci poți să-ți bei cafeaua timp de 15 minute, paharul nu se înmoaie. Și nu trebuie să-ți iei și bombonica, pentru că paharul ăsta e dulce, nu? Da, ți-ai luat cafeaua, ți-ai luat automat și biscuitul și un prânz întreg. Iar acum să vorbim despre ce luptă cu zahărul din cafea și cu ciocolata din pahar. Da. Despre apariția primului dinte la copil, care este de altfel o bucurie mare pentru fiecare părinte. Însă în ultima perioadă, tot mai multe mămici se plâng că deși piicilor nu au reușit să le apară toți dinții, aceștia deja sunt cariați și se exfoliază pe zi ce trece. De fapt, acestea sunt simptomele măcinării dinților, o problemă tot mai frecventă care apare în primii ani de viața copiilor. Aflați în continuare mai multe despre prevenirea, tratarea și cauzele acestei boli dentare. Câți dinți ai? Nu știi! Așa, nu știu să calculăm.
Măcinarea dinților deseori este confundată cu simplele carii, de aceea unii părinți nu se grăbesc să-și ducă copiii la stomatolog. Aceștia doar periază mai insistent dantura picilor, problema însă este mult mai gravă. Mami îi pare că acolo sunt niște depozite alimentare și îi șterge cumva, dar vede că nu se ia. De obicei, mai micile peste o lună de zile se caută stomatolog pediatru pentru că deja au văzut că smalțul deja cade de pe dințișor. Potrivit stomatologilor, aspectul danturii, dar și gradul de mineralizare a dinților se transmite ereditar de la mamă la făt. Totodată și problemele dentare ale copiilor sunt cauzate de bolile cu care s-a confruntat mama în perioada sarcinii. Asta pentru că dinții încep să se formeze încă din a șasea săptămână interuterină. Perioada de sarcină foarte mult contează. Dacă mămica a suferit o infecție virală sau o infecție pielonefrită, de exemplu, care necesită antibiotice de spectru larg. Foarte mult contează dacă în timpul sarcinii cum mama se alimentează. Același aer poluat și toate substanțele chimice care noi respirăm la fel influențează dezvoltarea copilului și, în ultimul rând, dezvoltarea dinților. La stomatolog a venit astăzi și Ana Curniuc împreună cu fiul său Marius pentru un control de rutină. Femeia spune că monitorizează cu atenție formarea danturii piciului său, iar acesta pare că este încântat de vizitele la stomatolog. Când vine microbii pe mine pe dinți, apoi eu mă duc la stomatolog. Respectăm igiena, spălăm dinșorii regulat de 2 ori pe zi. Respectăm o alimentație diversă, cu consum de multe fructe și legume. De asemenea, pentru o dantură sănătoasă, stomatologii ne recomandă să nu oferim copiilor biscuiți, covrici și alimente lipicioase. Nu trebuie să așteptăm, eu recomand părinților să facă igiena de la apariția primului dințișor, sunt periuțe speciale pentru asta. În al doilea rând, vitamina D recomand ca și medicii pediatri să fie folosită corect și eficient și la timp. Pentru a avea o dantură impecabilă la maturitate, încă din primii ani de viață, părinții trebuie să-și aducă copiii la stomatolog pentru un control de rutină la fiecare 3 luni, iar maturii trebuie să facă o vizită obligatorie la stomatolog, cel puțin de 2 ori pe an. Apropo, o substanță care ne protejează dinții poate să ne distrugă sistemul osos. Rezultatele unui studiu arată că triclozanul, agentul antibacterian destinat reducerii infecțiilor gingivale și îmbunătățirii sănătății orale, are de fapt multe efecte adverse. Printre acestea se numără dezvoltarea bacteriilor rezistente, dezechilibru hormonal, reacții alergice, afectarea mușchilor. Utilizarea unui produs care conține triclozan va poate determina să absorbiți o cantitate mică prin piele sau pe gură, care este apoi detectabilă în urină. Femeile în urina cărora au fost identificate valori ridicate de triclosan prezentau indici foarte scăzuți de densitate osoasă și respectiv riscau să dezvolte osteoporoză. Osteoporoza este caracterizată prin fragilitatea oaselor, astfel că o vătămare minoră poate provoca o fractură. Triclosanul este folosit din anul 1972 la producerea săpunurilor, a dezinfectanților de mâini și a deodorantelor, chiar și pentru cărțile de credit, coșuri de gunoi și, în cele din urmă, în pastele de dinți. Pentru sănătatea voastră este recomandat să alegeți produsele care nu conțin triclosan. Stați aproape pentru că după o scurtă pauză urmează să vă arătăm cum să te odihnești bine. Și noi o să o testăm pe pielea noastră, o să dormim și noi un pic cu voi alături. Da, dar și vedem acei milionari de pe rețeaua asta nouă și populară TikTok. Rămâneți aproape!